Mai fac una, că mai am doar o bucățică mică. Pun un usturoi mic. Un pic de ceapă. Prăjim bine. Ardei galben sau roșu și verde. Pun 160 de grame de orez. Eu pun cam 80 de persoană și acum îl prăjesc așa 5 minute. După ce s-a prăjit 5 minute, acum pun 3 linguri de pastă de tomate și amestecăm în continuare. Am mai prăjit așa cam 2 minute și acum pun dublu de geama de la care am fiert caracatița. Punem sare și las așa 8 minute să fiarbă foc mare și după aia reducem restul până la 20 de minute cât are nevoie orezul. Așa arată după 8 minute, am pus și un plic de șofran, sare și acum o să pun caracatița, așa una câte una pe deasupra și o să las la foc mic restul până la 20 de minute. O să mai pun și un pic de zeamă, că văd că s-a consumat mult. Mai pun așa un pic. Și iată, așa arată după 20 de minute. Îl iau de pe foc, îl pun și îl acopăr. Îl acopăr cu un capac și îl mai las așa acoperit 5 minute. Am uitat să vă arăt că am pus și câteva boabe de mazăre, ca să dea un pic de culoare. Na, să vedem cum e. O fi bunătatea de pe lume. Iată cum arată. E fierbinte tare. Ce bine miroase. Dar e super fierbinte. Nu să-l pot proba. Facem proba. E delicios, e ieșit perfect și orezul noi e în punctul lui, așa, în su punto.